Vremea începe să se răcească mai întâi în jumătatea nordică, iar cauza este instalarea unui val de aer polar. Prognoza meteorologică anunță accentuarea gerului în zilele următoare. Vor fi ninsori și ploi, iar la munte vântul va sufla cu putere. Local și temporar vor fi ninsori slabe cantitativ. Noaptea local va fi ger cu temperaturi de minus 10 grade în centru, nord-vest și izolat în subcarpați. În regiunile sudice, după amiaza, vor fi precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ploaie. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, în special la altitudini mari. În cursul zilei de vineri, local vor fi de asemenea precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, local în partea de sud-est a țării, dar posibil și în restul teritoriului. Și regimul termic se va schimba după temperaturile mai mari decât cele normale pentru sfârșitul de an. La începutul lunii ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și 5 grade, iar cele minime între minus 14 și minus 2 grade. Din a doua jumătate a săptămânii, cam odată cu data de 3 ianuarie, valorile termice să scadă și să scadă destul de mult. Cele mai scăzute temperaturi urmând să se înregistreze vineri dimineață, sâmbătă dimineață, când pe parcursul nopților vor fi temperaturi negative și nu este exclus chiar să fie ger, cu o probabilitate mai mare în partea de nord și de centru a țării. În capital vor fi în general nori, dar nu este exclus ca pe parcursul acestei săptămâni să vedem din când în când și soarele. Vremea va deveni rece pentru această dată, geroasă dimineața, dar pe arii mai extinse noaptea. Vântul va avea unele intensificări, mai ales pe creste. Stratul de zăpadă va ajunge la 1,5 metri pe vârful munților, iar pe Valea Prahovei va trece de 0,5 metri. Meteorologii ne avertizează că iarna în toată puterea cuvântului va fi și în februarie. Ne așteptăm la câteva episoade de viscol, iar stratul de zăpadă va fi consistent inclusiv în sudul țării.